romanului în România. Eu mă bucur că lansarea de astăzi are loc aici, la noi. Să știți, suntem oameni dedicați culturii și multiculturalității. Cu atât mai mult, ceea ce a realizat Andreea Nagu prin acest ciclu de romane este o măestrie artistică deosebită, după părerea mea, nu sunt om de litere, sunt cel mult cititor și un scris foarte viu, foarte îndreptat spre ideile centrale ale lucrurilor sale și o interferență între ceea ce se spune stilul narrativ și stilul muzical. Andreea Nagu este și o mare iubitoare de muzică, dacă o să ne dea o probă. Și faptul că în jurul ei și al nostru a venit atâta lume bună, n-am decât să fiu încântat. Și vă mulțumesc tuturor, dar am să stau și o să facem Silviu. Silviu și consilierul meu personal. Așa. Deci, vreau să vă spun, așa mă dar să asta Silvia n-a deci, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc îndeosebi personalităților și persoanelor, noi nu umblăm numai după personalități, de multe ori într-o persoană, așa, mai mulți am văzut, nu că sunt o mare personalitate. Și, bineînțeles, acestor personalități ale literaturii române contemporane și numai puțin, celor care sunt cu noi aproape din partea altor minorități naționale. Vreau să salut în mod special prezența unui tânăr din Comunitatea Tătară, care a venit în numele președintelui acestei comunități, care are sediul la Constanța, domnul președinte Gerir, dacă nu înțel, iar dumneavoastră ce nume aveți? Ismail Elvis. Și vreau să mai vedeți cât de multicultural suntem și cât de deschiși suntem. În sală se află și un domn cu care m-am împrietenit acum vreo 7-8 ani aici. El este de naționalitate sirian, dar locuiește de mai mulți ani în România. Și mă bucur că el îmi spune mereu, părul meu drag, îmi scrie ori de câte ori, poate cu fel de fel de mesaje frumoase. Îi mulțumesc. Domnul Ali, poftiți! Vedeți și acum și tuturor, vă mulțumesc că ați venit, nu vreau să prelungesc și am să deschid totuși manifestarea, anunțându-vă că primul om care intră în scenă, pentru că e de fapt om de scenă, este distinsa doamna Maia Morgășcă. Ea știe că îi spun doamna, nu îi spun nici doamnă, nici domnișoară, nici maestră, doamna Maia Morgășcă. Mare bucurie pentru noi, oriunde ne aflăm și auzim și vedem numele Maia Morgășcă, este o încântare. Nu numai pentru mine, pot să vă spun că am un coleg din personalul de la Camera Deputaților, domnul Weiner, când este Maia, vă rog să nu uitați să mă chemați. L-ați chemat, nu l-ați chemat. Bun, e o lipsa noastră. Deci are, cu adevărat, foarte mulți fani și, în primul rând, noi suntem fani pe o motivație normală, zic eu. Este membra comunităților noastre, a comunității din București, a debutat la, acum 35 de ani, am întrebat dacă pot să cumpăr asta, a zis, băi, dar noi nu suntem în Anglia, putem să cumpăr asta. Știți că în Anglia, dacă oprești o femeie la volan, orice pot să o întreb, dar nu vârsta. Maia mi-a zis, dar tu de la, la noi, la evrei, se citește de la dreapta. Așa. Și Maia a debutat acum 35 de ani la Teatru Evrei de Stat, a realizat multe, multe roluri foarte frumoase, mie mi-au plăcut multe, dar parcă aș reține un spectacol care l-a reluat acum, care nu mai are ani de atunci, Lola Blau. Dacă nu l-ați văzut, vă rog să mergeți să vedeți dacă doamna Maia mai joacă undeva Lola Blau. E un spectacol excepțional și te întreb cum o tânără la 25 de ani joacă pe
dar nu te. Așa. Ce să vă spun, pe noi ne bucură că astăzi a devenit o artiță mare de la teatrul românesc, de după 90 a început să fie prezentă pe scena naționalului și pe alte scene importante din România și de ce nu, pe plan internațional. Mai ați mulțumit foarte mult pentru tot ceea ce ai făcut și ce faci, mai ales în ultima vreme a devenit directorul Teatrului Evresc și nu vă dați seama cât s-a bătut să intre în aplicare un proiect de renovare a acestui teatru. Bănuiesc că peste vreo 2-3 luni ne invit acolo la reinaugurare și veți vedea o sală excepțională, lucrările fiind realizate de Primăria Capitală. Mă opresc aici, doamna Maia, vă rog, dați din dumneavoastră ce doriți să ne dați ca un cadou pentru Andreea Nanu și pentru noi tot ce e de față. Vă mulțumesc foarte mult! Să merg în față? Unde doriți că e mai bine? Da. Observați, de câte ori vine la noi, vine cu ruxa, cu un spinal. Azi n-am recunoscut-o. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Am nevoie neapărat. Partitura. Am nevoie neapărat de microfon, da sau nu, în fine. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a fi chemată să citesc un fragment, câteva pagini dintr-o carte splendidă, Andreea Nanu, Insula Mel, se numește acest volum. Veți auzi mult mai multe despre literatură, despre scrierea autoarei. Mie îmi vine onoarea de a face lectura unui scurt, prea scurt fragment, după părerea mea. Este o îndeletnicire ce mie mi-e foarte dragă, am mare încredere, am o mare apet de drag de aceste întâlniri în care actori, lectori citesc literatură către dumneavoastră, către un public. Vă luăm martori, vă luăm complici la ceea ce se numește un spectacol lectură. Vă mulțumesc! Insula mea. Parfumul avea o notă tristă de ierburi amare. Ciudat, nu avea etichetă. Ana ți-a adus un musafir. Mantenia săruise să rupă degetele subțiri, întinzându-i emoționat florile. Profesore Mantenia, se pare că tuberozele dumneavoastră mă urmăresc pretutinde. Da, nu spunea oare și Durand că lucrurile la care nu ne gândim, pe care nu le plătim, sunt cele care se țin după noi, cea mai mare persoasiune. Ana îmi e emoționată. Lăsând să-i alunece printre degete, cheița pe care o ținuse strânsă tot acest timp. Mantenia se grăbi să o ridice. Iar nu uită. Văd că bătrânul meu prieten a ajuns la zilele din urmă. Triajul îl întristează peste măsură. Noroc că s-a întâmplat să fim cu el aici. Să-l consolăm. Că bine a zis. Ei, Ana, ai găsit ceva drept de păstrat? Doar unul, fără etichetă. Nu am putut să identific ingredientele. Trandafir alb? Marcus Stein întinse mâna tremurând, de parcă ar fi văzut o fantomă. Chipul îi se acoperi de pliuri fine, imperceptibile, reținând în ele o umbră ușoară. Soarele se retrase în spatele norilor, lăsând terasa într-o semi-obscuritate capricioasă. Doamne, ce-i asta? Credeam că l-am aruncat de mult. Nu știu cum se face că reușesc să-mi răsucesc cuțitul în rană de unul singur. Prietene, ce s-a întâmplat? Bunicul m-a învățat să păstrez într-un dulăpior, camuflat în perete, încercările mele de tinerețe. Vei vrea să-ți amintești, spunea, să cântărești rezistența parfumurilor în timp. Dar pentru asta trebuie să ai grijă să fie ordonat. Într-adevăr, când simt nevoia să mă amintesc de cum eram pe vremuri, scot mostrele și le miros. Am păstrat aici, spuse luând flaconul din mâna Ale, până și parfumul, un parfum al zilei în care am privit moartea în față. Imaginea trenului lunecând pe șinele înghețate spre lacrimi. Cu mine. Magnus, de ce continui să te chinui
trăiești. Pentru că suferința nu trebuie uitată. Și până era o dimineață frumoasă, rece și clară de octombrie. Tocmai atunci când toamna se arată de plină ei splendoare, am păstrat ceva din mirosul amar al frunzelor arămii, care putrezeau bărți după noaptea ploioasă și răboarea cerului nepătat de nori. Însă nu există niciun ingredient prin care aș fi putut să fixez în amestecul acesta efemer curuitul roților, ritmul infernal care le punea în mișcare, ducând-o pe Miriam. Da, viața și moartea. Ascultă-mă, îi spuse Mantegna, trebuie să-l arunci la coș, astăzi, aici. Fiți buni, îngăduiți-mi să vă spun întâi povestea lui. Și după aceea vă promit că am să fac ceea ce mi-am spus. La scurt timp după ce Polonia a fost ocupată, naziștii l-au arestat pe tata. Ghetoul era la undeva la marginea Cracoviei, iar tata fusese dus cu tot calabalucul din atelier la castelul Wawel, într-o viață. Cunoștea locul. De când îi dăruise parfumul bătrânii doamne doamne, ușurând la mare. Acum primise ordinul să facă parfumul pe barbunul altă. Totul i-a anotat cu grijă într-o copică, rețetele urmând să fie comercializate în Europa după război. Tata s-a supus, dar nu te-l control. Muncea ca un sclav, mai mult pe tuneric, în pivnița aceea umedă. În zadar încerca să explice că are nevoie de un loc uscat, de lumină. Nu l-au crezut. Zile și nopți, în infernul acela, fără să știe nimic despre noi. Nici noi de el, decât că era acolo, închis, dar viu. Într-o zi, un ofițer a dat buzna în casă, răsturnând totul cu susul jos. Căuta ceva. Nu am să spună ce. Bănuiesc că erau caietele cu formulele pe care tata le gropase în grădină, ferecate din într-o lăniță. Era moștenirea familiei de generații. Nu puteam îngădui să fie distruse. Miriam m-a ținut tot timpul de lume. Calmă. Neobișnuit de liniștită. Chiar și tot ofițerul s-a apropiat de ea, lovit-o peste obraz. Mi-a spus după aceea că recunoscuse, imprimat în manșeta ofițerului, un parfum pe care tata obișnuia să-l poarte în zilele de sărbătoare. Ne dăduse în felul acesta un semn că încă trăia. Bucuria noastră n-a durat prea mult. Un parfum pentru viața fiului tău. I-au cerut asta înainte de a-l trimite în lacrimi. Când te gândești în ziua aceea, viața mea a cântărit cât un parfum pentru fâră. Tata a lucrat la el îndeajuns cât să ne permită când să câștigăm timp. Timp prețios. Speram să fugim împreună în America, dar nu o să fie. Cu toate astea, ticăloșii s-au ținut de cuvânt. M-au lăsat să plec, ne lăsându-mi nimic decât o șuviță părului mie. Haide, haide, liniștește-te, așează-te. Mantegna, dacă ai ști, nu ți-am spus până acum nimic din toate astea. Ana, nu mi-am terminat povestea. Vrei să scurți până la capăt? Da, spuse Ana, până la capăt. Spuse iar cu mâna în mâna ei. După război, am luat cuvărul tatii și am pornit în lume. Tot drumul spre Roma. Nu știam că aveam să mă opresc tocmai aici. Am rumegat în mine cuvintele pe care mi le-a aruncase disprețuitor ofițerul SS. De la el am aflat sacrificiul pe care tatăl meu îl făcuse pentru mine. Nu aveam altceva la îndemână, altă armă cu care să mă apăr de cruzimea cu care mă copleșea. Dar gândul că îi voi păstra totul într-un par
poți să inventezi un parfum din rămășițe de durere și de amărăciune. Nu astea trebuie să fie ingredientele pentru ceva destinat să desfete simțurile, să cânte, să provoace admirație. Dar trebuie să mă credeți. Nu aveam la îndemână decât parfumul ca să păstrez aprenta unei suferințe umane atât de copleșitoare. Parfumul acesta e singura mea odrasnă născută din durere. Fiul durerii, Capsan. O, fiul durerii, o suferință care crește cu atât mai mult cu cât o porți în tine an și an la rând. I-a luat o vreme când am pus pe picioare atelierul, până mi-am procurat ustensilele și toate cele de trebuință și mai ales până mi-am decantat gândurile, amintirile. Procedeul nu e complicat, dar trebuie răbdare, migală bună. Se încălzește apa, apoi vaporii extrag moleculele aromate, după care se răcesc și fac condens. Se obțin în felul acesta apa distilată și uleiurile esențiale. Mai întâi trebuie să imaginezi un parfum. Îi concep cumva în minte, apoi faci teste cu tot soiul de combinații chimice până ajungi la o somptuoasă arhitectură. După aceea, trebuie să ai răgazul și curajul să pășești în tinda parfumului ca într-un palat, al cărui interior ți se descoperă treptat până la cele mai secrete lucruri. De multe ori am simțit că parfumul devine un labirint din care nu pot ieși decât lăsându-mă condus de firul Ariadnei. Memoria. Erau multe lucruri necunoscute pe care tata nu a pusese vreme să mi le explice. Am căutat zile și nopți în caietele lui cu însemnări. Pot să spun că așa mi-am cunoscut mai bine strămoșii. Da, am coborât în istorie zeci de ani. Secole de povești și legende a străbătut timpul într-o spirală de parfumuri și mireste până acel Moșe de la Ierusalim, care se spune, a făcut un parfum pe care însuși regele David îl ar fi dăruit reginei din Saba. Da? 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 Ai citit bine, Ana? Am folosit trandafir. Acel soi picat, numit rost de mer, rost de cal. Știam de la mama, calunca, durerea de cap și coșmarurile. Nu aveam crescut împotriva demonilor care mă asaltau nopțile decât o mână de spectare de trandafir de mare. Nu am notat ingrediente. O singură formulă pe care nu o voi dezvălui nimănui, niciodată, va muri odată cu mine. Știu acum că așa trebuie să fie. O suferință e de ajuns. Așa trebuie să fie. Pot să-l păstrez eu? Dacă vrei, ți-l dăruiesc, spuse parfumierul. Dar nu cu deznădejdea zilei în care l-am conceput, ci cu speranța zilei grase. Ca să-ți amintești, să ne amintim, așa cum spune rugăciunea părinților lui. Să ne amintim. Și am greșit, dar la noi trebuie să
să începem acum cu o publicare directă a autoarei, împreună cu invitatul domnului sale, baritonul, o să vedeți cine este, care vor interpreta Hatipa, Cânte cu speranța, sau de fapt imnul național al evreilor de pretutindeni. Doamna Andreea Danu, vă rog, poziția de solist vocal, am să încep, normal, le discurs cu minunata noastră prietenă, iarăși prietenă. Și ce cu bailerul ăsta de atâtea prieteni? Puteți supăra, doamna Marina. Te rog, așadar, o rog, pe minunata Ana
să intervină cu tot ceea ce crede Dumnezeu. Dar vreau să spun două, trei cuvinte de frana Fabiana. O cunoaștem toți. Talentată, vorba aia până în ultima fibra ei, dar aș releva curajul, femeia curaj. Noi avem un ministru parcă al educației, nu? Curaj, așa se cheamă. Iată doamna curaj, dacă ar fi să mută curaj, celebra piesă, cine nu își amintește de ea, dar doamna curaj în România este autentica Ana Blandiana. Și nu spun că am ceva partipric cu doamna Blandiana. I-am urmărit cariera și pot să vă spun, în anii întunecați ai comunismului, circula pe Sanistat, cum era la mod, după moda sovietică, publicații trase la șapilograf și apoi la xerox, era o lucrare a doamnei Ana Blandiana, care avea niște asemănări între Al Pacic, se cheamă lucrarea, și personajele noastre centrale de atunci, care le-au făcut viața cum au făcut. De aceea, din tot ceea ce e operă literară sau tot ceea ce este omul Ana Blandiana, aș remarca curajul. Și am să vă mai dau încă o pildă de curaj. Ana Blandiana este aceea care, în urmă cu soțul domnului Sărusan, întemeiază acel splendid, nu e vorba de splendid estetic, dar splendid ca rememorarea istoriei României, memorial de la Siget. Și ceea ce m-a impresionat când am văzut acum procuratul comun, asta e altă poveste, dar atunci când s-a făcut acest memorial dedicat anilor totalitarilor, suferințelor, nu anilor minunați ai totalitarilor, au creat un spațiu și pentru evrei. Și acolo există o cameră specială despre povestea militanților sioniști evrei care au făcut un proces în anii comunismului cu condamnări grele și așa mai departe. Dar mai e un element de curaj formidat. E ceea ce a făcut trecând de la cărți, de la teorii, de la vorbe despre societatea civilă, la o formă de luptă concretă în transformarea României, creând Alianța Civică. Este meritul doamnei în principal, sigur a avut și alți prieteni, colaboratori, dar ceea ce a făcut Dumnezeu atunci a fost extraordinar. Și dacă n-a rămas foarte mult de activitate, să spunem așa, urme pragmatice, a rămas această idee cu o doamnă, aceasta Ana Blandiana, la vremea aceea extrem de frumoasă și acum e foarte frumoasă, ca să am o gradație, are curajul și creează Alianța Civică. Eu am trăit, am fost undeva în campanie electorală, mi-am zis la Alba Iulia sau undeva, și m-am întâlnit cu trupa Alianței Civice. Nu știți cât succes a avut. Dar așa viața politică în care am intrat și eu vrând de vrând, e mai complicată decât mi se pare. Toți spunem să intre intelectualii în arena politică. E foarte greu. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că acolo sunt legi scrise și nescrise, lucruri care se văd și mai ales care nu se văd și apoi se văd. Așadar, mie mi se pare că aș putea vorbi despre opera doamnei, e laureată a Premiului Academiei Române, Premiul Herder. A fost cineva, când doamna Blandiana a luat premiul Herder, un premiu internațional foarte important. Dar aș reține această idee, femeia frumoasă, femeia talentată, multitalentată și femeia curaj. Dar de toate aș spune femeia curaj. Domnul Cresc, doamna Blandiana, și vă rog. Vă rog să observați că domnul Weiner nu numai că mi-a dat cuvântul prima, ceea ce e cel mai greu, dar mi-a făcut și o prezentare ca să mă ia de pe picioare, probabil ca să demonstrez și în fața dumneavoastră că am curaj, pentru că după asemenea prezentare ar trebui să dispară.
întâmplări din secolul 16,
secolului 30, ai secolului 20 și din ziua de azi. Și toate la un loc se amestecă, dând o meditație asupra istoriei în general, asupra omului în general, asupra felului în care el poate să fie în stare să reacționeze. Așa cum cea de-a doua carte, numele ei era Uitare, avea undeva background comunismul și suferința provenea dintr-un trecut de care el era vinovat, această carte are în permanență trimiteri la nazism. Nu, cred că n-am zis bine, nu numai la nazism, la problemele poporului evreu, de la Ierusalim de azi, la Germania din 39, la ceasornicarii și parfumierii din Evul Mediu. Toate la un loc cuprinse într-un fel de ceață luminoasă care estompează contururile și în același timp pune în evidență esențele. Personajele sunt în mod ciudat cuplate mereu două câte două, în sensul că același mi-am notat ca să nu greșesc, există tot felul, cuplurile sunt mai numeroase decât personajele, pentru că aceleași personaje figurează în mai multe cupluri. Maxim Tauber, care este într-un anumit sens personajul principal, nu chiar atât de principal ca Ana, din punctul căreia de vedere, într-un fel, se derulează lucrurile, face cuplu cu Ana, care este soția sa, dar într-un alt sens face cu Rafaela și într-un alt sens cu Letizia, personajul cărții sale. De altfel, ce este interesant este că în carte există personaje la puterea întâia și personaje la puterea a doua. De exemplu, Andrei Durăm, care este un personaj principal al cărții lui Maxim Tauber, este în același timp principal al cărții Andrei Nanu. Și ceea ce este cu adevărat interesant și efectiv o producție de maestru, este felul în care în această carte, în care totul este flu, totul este muzical, totul este straniu. Gândiți-vă, de exemplu, că există ideea că pentru a crea un parfum, parfumierul, așa ca pictorul, are nevoie de un model. Și îi spune Magnus Stein, îi spune Anei, vrei să pozezi pentru acest parfum? Mai întâi am crezut că n-am citit bine, că n-am înțeles despre ce-i vorba, pentru că după aceea să-mi dau seama cât de subtilă este toată, mă rog, mai ales în cadrul cărții, cât de subtil se amplifică totul. E bine, tenta de maestru este că în toată această carte extrem de flu există niște părți, niște pagini, niște zeci de pagini care sunt, nu mai sunt flu, ele sunt clare, sunt de o claritate care aproape îți face rău. Este vorba de o discuție la o masă în Germania între un grup de intelectuali, unii dintre ei muzicieni, alții scritori, care se confruntă pe ideea implicării în lumea în care trăiesc și în timp ce Andrei Durand
eram personajul principal al cărții, condamnă, deci era abia în 1936, abia începea nazismul, este prezentată cu o mare știință a crescendului, felul în care, cum să spun, aura negativă sau diabolică a lui Hitler cucerește încet, încet publicul. Felul în care este oameni care par inteligenți și care după aceea ajung să regrete ceea ce au crezut, sunt fascinați de ceea ce se întâmplă în jur, în timp ce compozitorul erou este. E bine, această discuție care este de o mare duritate și aproape îți face rău, atât de dur se înfruntă părerile despre începutul unei tragedii și despre felul. Culmea este că felul în care se vorbește și în stilul Andrei Nanu niciodată nu se spun lucruri extraordinar de concrete și de... are sens și pentru astăzi. Adică felul în care un compozitor genial vede că tragedia se apropie și toți ceilalți nu văd, se potrivește și pentru cu totul altfel de întâmplări și cu totul altfel de planuri în Europa de astăzi. Aș vrea să închei spunându-vă că n-aș vrea să te ducești din ceea ce am spus, că am înțeles întru totul cărțile Andrei Nanu. Foarte multe lucruri din ele nu le-am înțeles. Este o scriitură de o asemenea complexitate, având în spate un asemenea bagaj cultural, încât în permanență fiecare scenă, fiecare discurs, fiecare discuție are nenumărate trimiteri. Printre personajele cele mai frumoase ale cărții sunt bucul Havila Eliav de la Ierusalim și una din scenele cele mai tulburătoare ale cărții sunt drumul pe care îl face Eliav, care este un evreu în vârstă care și-a pierdut copilul în pustie împreună cu un arab prieten care îi propune să-l însoțească în căutarea copilului care murise. În orice caz, avem în față un scriitor de primă mărime. Este pe lângă cât este acest scriitor de straniu, se adaugă faptul straniu că el nu face parte din viața literară din România. În acești ani în care au apărut aceste cărți, în fiecare an s-au dat premii literare de diverse feluri, de diverse... nicio carte a Andrei Nanu n-a fost nominalizată vreodată, deci nu discut de cine a câștigat, dar nominalizările au fost în general pentru cărțile cele mai importante. Este evident că cărțile ei se numărau printre cele mai importante cărți care apăruseră. Totul este ciudat în acest destin, care sunt convinsă că folosește misterul ca pe un sâmbure din care n-am nicio îndoială că se va dezvolta un mare destin literar. Mulțumesc! Din partea unui scriitor și poet, s-a închis. Referitor la o carte a unui confrate, doamna Nanu, este confrate. Și cred, eu nu v-am ascultat de multe ori în asemenea situații, că pot să mai adaug o caracteristică dumneavoastră, altruitatea, dorința de a da altuia dreptul de cetate, de a-i scoate în evidență calitățile. Nu cu
gândul că poate să-mi fie un concurent, poate să-mi ia o parte din piață și așa mai departe. E un lucru minunat, mai ales că te-am auzit eu despre lumea artelor și a culturii, nu prea se întâlnesc adeseori astfel de personaje. Mai vreau să adaug ceva. Realizările dumneavoastră despre care v-am spus, deși curajul vă aparține, e un dar natural cultivat, probabil însă, cultivat și de omul de alături cu care sunteți de ani și ani și atât de bine împreună, domnul Romul Ciurusan. Știți că noi am votat și eu am votat, da, să știți aici cum ascund, pentru ziua bărbatului. În noiembrie urmă ziua bărbatului. Deci și soțul dumneavoastră merită toate laudele de a fi împreună la toate aceste configurări ale personajului Ana Blandian. Mulțumesc! Dacă mergem așa și sunt convins că vom merge, pentru că avem acum, eu am în stânga mea, vreau să alternez sexele, nu, aici, da? Știți că acum e o mare mișcare să se elimineze din Constituție, că familia este numai unirea între bărbați și femei. N-am zis nimic, merg mai departe. De ce se gândă pe mine? Domnul Mihailescu, ca să fiu corect, domnul Dan C. Mihailescu. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre dumnealui. Eu îl credeam numai critic literar și prezentator de carte. Nu rețineți, nu e ușor în România anilor ăștia, dar o performanță, să ai 16 ani la rând, o emisiune la postul foarte curtat cumva, nu știu cum, ProTV, care susținea domnul Mihailescu. Despre carte, aducea în fața acelui public la ProTV, după părerea mea, nu întotdeauna cel mai intelectual, oameni de formulă foarte diferită, dar domnul Mihailescu venea cu cărți, cărți autentice, adevărate și le forfeca în fel și timp. Dumnealui este critic literar, a fost cercetător la Institutul Călinescu, un număr mare de ani, și în general o prezență foarte bună și foarte severă în lumea literaturii române, un om care nu dă note gratis, bineînțeles cu gândirea proprie, cu aprecierile care le are, cu posibilitățile de a-și fundamenta o părere, și faptul că s-a alăturat din primul moment lansării primei cărți a lui Andreea Nanu, vreau să vă spun că la mine a fost o surpriză mare. Andreea Nanu, cu Silviu, bineînțeles, m-au invitat, domnul Baina, neapărat la ora 5 la Căpturești, mă, dar n-am, nu pot, nu se poate, știți, când văd, maestru Mihailescu, ei, dacă maestru Mihailescu, zic, nu poate să fie orice lansare de carte. Și se pare că a avut și ochiul bun și mintea lucidă când a promovat prima carte a lui Andreea Nanu, iar acum mi s-a alăturat la această lansare. Domnule Mihailescu, toată aprecierea mea, iarăși neliterat, necutare, dar care mă întârzăm cu urechea la emisiunile mele, nu întotdeauna, că nu aveam timp. Și totdeauna aveam de învățat ceva. Eu am un principiu. Un om cât trăiește, trebuie să-i valorifice cele trei instrumente extraordinare, care sunt urechea, nasul, și nasul e foarte important, dar tot o pisică nu face nimic până nu miroase, nu așa, și bineînțeles, limba. Dacă asculți, poți să vorbești. Dacă îți dai seama, îți înflori cu cine și ce ai de-a face, iarăși poți să fii prezent. Iar limba este extraordinară. Și domnul Mihailescu, criticul acesta minunat, istoric, literar, a avut premii, n-are rost să le înșir, pe cât de modest, eu cred că sunteți un om modest, așa cred eu, s-ar putea să greșesc. Pe cât de modest a făcut o operă extraordinară în România anilor ăștia. Repet, 16 și pe mine mă doare că nu mai e emisiunea. Dar venima vremea când veți găsi altul. Păcat că n-am eu o televiziune, că v-aș spune imediat cu ce-i cuvinte. Vă promit că m-a interesat așa ceva. Deci, domnul Mihailescu ne face o mare plăcere că sunteți astăzi aici, o mare și, cum să spun, o îndatorare.
pentru că vreți să fiți părtași la lansarea pe scena literară, pe arenă, pe piața literară din România, a unui autor cu mari calități și de mari promisiuni de viitor. Să nu uitați însă, și asta îi spun doamnei Blandiana, ați citit sau nu, dar doamna Andreea Nanu are două doctorate în științe politice, unul în România și unul în Italia. Doamne, culește, doamne. Da, corect. La Polonia, da. Și în același timp a făcut cursuri de cea mai înaltă calitate în domeniul politic. Dar ea este un om de literatură excepțional. Și cum se poate face, poate de aici, a găsit doamna Ana Blandiana, acea pagină foarte densă și, cum să spun, realistă, puțin spus, impresionantă, pentru că are și simțul științelor politice. Vă mulțumesc și domnule Mihilescu, vă scuzați de lungime, dar încă o dată să știți, sunt un admirator al vostru. Eu vă mulțumesc foarte mult, sunt nu numai onorat că sunt aici, sunt și plăcut, impresionat de exuberanța dumneavoastră și de vitalitatea dumneavoastră și de modul în care știți să ne împăcați asta, o calitate foarte rară în mediul ăsta dezbinat și plin de ură și de vihonie de la noi. În altă ordine de idei, sunt și surprins că sunt aici, surprins în cel mai plăcut mod. Am vrut să vă întreb, Daniel, cu ce urmă mă ascultați la radio, cu dreapta sau cu stânga? Mulțumesc foarte mult! Eu am să încep până a spune exact ce spune. N-ați pare din plin, ascultă-l. Nu, știu, dar eu vreau să noi am și avut o coreografie ideologică, am fost subiect de interpelare în Parlament, din partea excelenței voastre puterile să vă spun. Și îmi pare foarte, foarte bine că am trecut frumos peste niște lucruri care, în general, însământează de hobby, dar care, de fapt, când există bună credință la mijloc, se rezolvă. Apropo de limba de care spuneați, trebuie să recunoașteți că am și un handicap pe care l-am transformat în virtute, bâlbuiala, de care mi-am spus, mă, ce te făceai dacă nu te bâlbuiai? Nu te mai luau ăia la foarte bine. Nu mai există. Și am și oameni care îmi spun, ai emisiuni care vorbești cu o isterie, cu o logoreie încălătoare, că tot aștept vâlba, aștept vâlba, ea nu vine, termine emisiunea și mai de ce ai pus. Are și umor, după cum. Nu, trebuie să ne destindem așa un pic și vreau chiar să încep, să nu mă considerați ipocrit sau pariziu, dar vreau să încep, sună ca o captație, o benevolenție, dar având avantajul de a vă privi pe dumneavoastră în față, când citea doamna Maia Borcănștel, mi-am dat seama ce public de calitate sunteți. Pentru că proza Andrei Nanu cere o calitate anume, nu numai auditivă, mentală, dar un rafinament sufletesc, o răbdare, un bemol la cheie. Este ceva foarte greu de acord. Voi reveni la acest lucru. Deocamdată să vă spun că sunt încântat că am participat încă de acum 2 ani la primul volum lansat, deci la debutul Andrei Nanu și am să încep acum exact cu formula de atunci. Cred, așa ceva nu mai există în literatura română. Adică literatura așa ceva nu mai există. Atunci când am zis asta, recunosc că eram departe de a vorbi că e posibil să prind și volumul 4 din pedagogie. Nu aveam decât experiența trilogiei Orbitor, a lui Mircea Cărtărescu, în care între un volum și altul s-au scurs 4-5 ani. E bine, la Andreea Nanu, ea nu a venit cu volumul 1 plănuind să facă volumul 4. A ieșit în lume cu primul volum, când celelalte 3 sau chiar celelalte 2 sau chiar 3 erau gata. Ea a venit în 2 ani, cu 3 volume din tetralogie, care fac 1500 de pagini. Asta înseamnă că a avut o răbdare uimitoare de a-și țese pânza. Este un băianjen textual, este o arahne în tot ce se întâmplă. Avem o tapiserie, avem un gobelin,
avem o scriitură talmudică, dacă vreți. Deci a avut răbdarea să-și facă 1500, aproape 2000 de bani înainte să vină cu ele pe piață. De ce nu mai există așa ceva în literatura noastră și cred că nici în multe locuri din lume? De ce? Pentru că se practică în lume la ora actuală, pe de o parte, minimalismul. Să nu uităm că avem un laureat Nobel în persoană, lui Patrick Modiano, care este tot ce poate fi mai minimalist. Cum să vă spun? Un fel de cult al mobilei de tip Ikea. Față de mobila Biedermeier. Andreea Nam este de partea Biedermeier, este de partea prustianismului, este de partea suștilării, de partea psihologiei și, cum bine spunea doamna Blandiana, vine și spre postmodernismul nostru. Deci avem, pe de o parte, minimalismul care se cultivă, care este foarte ieftin, foarte eficient. Și pe de altă parte, când avem construcții, arhitecturi epice ample, de pildă în romanul britanic, anglo-american de astăzi, ca de pildă la o debutantă acum 10 ani de tipul Sadie Smith, practică fresca socială, organizarea socială, aluviunile de personaje, metisaje, un fel de balzacianism tolstoian. Ei, nimic din aceste lucruri, nici din acest balzacianism, din fresca socială, din realismul psihologic, nu este de aflat aici, acum nici minimalismul. Cam cum văd eu aceste trei sau patru volume, trei au apărut din trilogie până acum. E un paradox. O văd pe Andreea ca un dirijor care și-a împărțit segmentele din orchestră în camere separate. Este ceva paradoxal, ce vă spun. Vine și repetă, zicem în primul volum, cu instrumentele cu corzi, undeva. Pe urmă pleacă în altă cameră sau chiar la alte etaj și dă de suflător, unde face partitura suflătorului. Pe urmă trece la a treia cameră sau la subsol, unde are percuția. Și presupun că la volumul 4 o să apară și ea în postură de pianist, în altă parte. Ce vreau să spun cu asta? Exact ceea ce vreau să spun doamnei Blandiana, care m-a încântat prin faptul că recunoaște Onez și foarte bine, că nu a priceput toate sensurile din roman. E absolut normal. Nu veți pricepe nici dumneavoastră. Nu veți pricepe decât la sfârșit, după volumul 4. Pentru că ce aveți aici, deci avem deja trei volume, dar avem o scriitură care practică destinul simfonic. Este o simfonie. Cristian Crăciun vorbea de tehnica punctului și mai ales a contrapunctului. Avem un roman de un rafinament, repet, care, repet ce spuneam, cred că pe coperta primului tom, mi-aș fi dorit niște cititori pe care i-am recunoscut astăzi în chipurile dumneavoastră. În răbdarea și plăcerea cu care lăsați eufonia Maie Morgenstern să vă cuprindă. N-am văzut niciun semn de nerăbdare, de încruntare, de așteptare contrariată și cred că sunteți o plămadă foarte bună, sau mă rog, niște prizonieri perfecți pentru stilul captivat al autoarei noastre. Este o scritură de eufonii, de sinestezii, în care își corespund psihologii și lucruri de 1900 cu iubire de 1919-1922. Mergem spre anii care prevesteau rebeliunea legionară. Există evrei, există ofițeri Wehrmacht, există un fel de pact tulburător, sentimental, înspăimântat, fricoșat între ei. Există iubirea ale tatălui care coincid cu atracțiile erotice ale fiului. Există scritură jurnal, diaristică din epoci mai vechi. Există o atracție erotică permanentă, fiecare dintre și Ana și Maxim au, nu zic atracții adulterine, pentru că nu există, totul este de o puritate fără margini, fiecare dintre ei și el și ea se lasă atrasă în combinații
erotice, dar nu la în modul senzual sau chiar sexual, ci senzorial. Există multă iubire platonică și totul face parte dintr-o viziune estetică, estetizantă asupra vieții. De-aia mi-am dorit un cititor format la școala lui Proust, la școala lui Mihail Sebastian, un om interbelic, un cititor interbelic care știa să palpite la Hortensia Papadar Bengescu, la tot ceea ce era romanul lui interbelic. Cred că o piedică pentru cititorul de astăzi este exact grava, dorința de a hăpâi, de a înghiți ficțiune. Aici nu avem nevoie de așa ceva, este un roman pentru inițiați, o proză inițiatică, o proză care cultivă transfigurările, care are undeva chiar și mete în psihoza, cred că ei ar fi plăcut și lui Carl Gerlach. Cred că autoarea ar fi fost un mediu perfect pentru ședințele de spiritism din timpul sal pe la Dan. Deci vă spun, trebuie să vă înarmați pentru o proză care întoarce radical, antinomic, 180 de grade, tot orizontul pervertit de așteptare din proza de azi, care nu așteaptă decât, sau mă rog, în mare parte, mizerabilism, acțiune, ficționare, micționare, deci lucruri de acest gen. Aici intrăm într-o zonă de puritate senzorială, de sinestezii, avem un punct de vedere scriptural al scriitorului și o mulțime, două, trei mizerabilimuri, avem un punct de vedere auditiv, deci punct de vedere auditiv al muzicii, al compozitorului, al interpretei, avem un punct de vedere, repet, vedere olfactiv, care este parfumul care circulă, diafanul, ceea ce nu se vede, inefabilul, care fecundează toată carnalitatea și toată concretețea, și avem un punct de vedere al celui de-al șaselea simț, care învăluie totul. Totul este corespondență, totul își răspunde, dar într-un mod în care nu vom ști decât la sfârșitul volumului 4, când vom relua toate întâmplările, toate transfigurările, toate metempsicoza și le vom pune cap la cap. În volumul acesta, să vă mai zic un lucru. Dacă vreți să le acceptați o comparație, mult spus, o viziune, cum o văd eu pe autoare? În afară de această scenă paradoxală cu dirijatul între lumii. O văd ca un copil, deci puritate absolută, infansul din psihanaliza lui Jung, care se uită la un acvariu enorm. Există la Lisabona un acvariu pe sute de metri și un copil care privește această lentoare extraordinară, această coreografie a peștilor care vin dintr-o altă lume și vin spre ei. Dacă îi veți citi cea mai nouă carte, Cartea Cuvintelor Picot, care a apărut de recent tot la Icon și în care își decutează din copilărie amintiri, senzații, persoane, personaje, bunici, veți vedea că are exact aceeași privire hipnotică și hipnotizată pe o realitate care merge invariabil oralantic. Totul este încetinit, totul este lăsat ca pe un fond de mare pe care evoluează cele mai ciudate specii de pești. Pregătiți-vă deci pentru o lectură de exorcizare. Nu e o lectură care se închide. Este o lectură care se ia în doze mici și, repet, faptul că a ajuns în 2 ani la 3 cărți, aproape 2000 de pagini, este o forță uriașă de neegalat și evident că dioptriile criticii noastre nu pot să ajungă pentru nominalizări și premii la așa ceva. Chiar cred că ar fi fost un pic degradată, probabil va lua și după ce spunem astăzi noi aici, premiul pentru tehnologia întreagă, premiul special, va arde pe timpul ăsta.
aș fi avut mai multe de spus, dar nu vreau să dezvăluiesc, pentru că nu o exegeză aș trebui să fie aici, ci o pledoarie cât se poate de cinstit, zic eu. Vă mulțumesc! Extrem de grea. Am avut niște musafiri la templu coral și personajul principal n-am mai vrut să vorbească. Dintr-o chestiune de program de detalii. Ce mă fac, pentru mine era cel mai important să l-am acolo. Și l-am implorat, m-am rugat, eram încă dumnealui, nimic. Îmi iau inima în din, cum se spune, și mă duc la amvon și spun, domnule, ascultați, la fundația unui un bătrân. Excelență, vă rog să luați cuvântul și acum. Domnul Stăilescu mi-a făcut așa un defileu extraordinar, nu mie, tuturor, ce înseamnă să ai cultură cu adevărat. Eu nu pot să spun că, cel puțin, eu n-am cultura, patru oameni de vârsta mea sunt, dar a avea cultură cu adevărat, a putea înțelege complexitatea celor prezentate în aceste cărți, dar repet, cultură, cultură, și se spunea, vezi, cultura ne fără greața, dar aici vă, cultură, cultură, dar fără talent nu se face nimic. Ori Andreea Nanu întrunește apreciere și de om foarte talentat din partea unor pedagogi de prim rând. Acum am să dau cuvântul, din nou, unei doamne, ca să nu vedeți că fac distinție, decât bună, doamna Teodora Stanciu este absolventa Facultății de Filologie, secția română-franceză și română-spaniolă. Deci, doamnă, vă invităm la o carte despre evreii sefarzi. Doamna Cristina, sunteți aici cumva, nu uitați-o, vă aduceți pe doamna Stanciu așa ceva. Și are o activitate bogată, aș remarca în special redacția literară de la Radio România Cultural, care e un radio foarte respectabil, o emisiune, mari cărți, mari civilizații și revista literară Radio Salta. Mă bucură, stimată doamnă Stanciu, v-am cunoscut, că v-ați alăturat acestui proiect și sunteți între noi și sunt convins că vom asculta vorbe de la un om competent, un om de lucru și care nu prea decât să sprijine, să încurajeze noi demersuri în această lume atât de grozavă și multă. Doamna Stanciu, mulțumesc, domnul Weiner. Eu vorbesc în poziția de jurnalist cultural și sigur că am toată aprecierea pentru cei care au spus lucruri atât de interesante înaintea mea. Doamna Navratiana, domnul Dacen. Sigur, o primă observație este aceea că în spațiul culturii ne putem întâlni cu toți și că observați cum toate asperitățile dispar. Pentru lucrul acesta preda doamna Navratiana zilele trecute la Biblioteca Națională a României. Și fiecare dintre dumneavoastră puteți constata că atunci când dimensiunea culturală ne orientează comportamentele. Se întâmplă lucruri foarte bun. Vreau să spun dintr-un început că formația mea culturală se datorează în mare parte unui om care în anii 90 m-a vestit cu mare încredere. S-a făcut aici în sală. Se numește Andrei Banc. Este acolo. Acum vorbește cu cineva. Domnul Andrei Banc, m-auziți? Andrei Banc.
M-au zis domnul Andrei Banc, spuneam că m-ați investit cu încredere în primii ani, în anii 90, la Radio România Cultural și că îi datorez foarte mult formării mele în cele radiofonice. Nu întâmplător, doamnelor și domnilor, doamna Maia Mondrăștăn, care ne-a invitat cu lectura la început, a ales un fragment despre parfumuri. Cred că nu întâmplător. Și eu am recomandat revistei Contra de la Piatra Neamț, când ne-a cerut un fragment, Andrei Nanu și mie, un fragment din romanele ei, am recomandat pagina semănătoare. Pentru că, în fond, ce sugerează parfumul? Și ce sugerează paginile pe care le-a citit doamna Maia Mondrăștăn? Esențele despre care vorbea doamna Flavian. Acolo găsim aceste sugestii. Așa cum în vin găsim alcoolul, astfel în parfum găsim esențele. Esențele pentru toate marile teme ale literaturii, pentru că Andreea Nanu, cele trei romane pe care le-a publicat până acum, dovedește că poate stăpâni țesătura aceasta complicată a marilor teme ale literaturii. De la chiar tema scrisului, tema creației, vorbea Dan Cenicăinescu despre acea țesătură, lupta lui Apocungerul, care devine simbol în volum. Deci, de la această temă a scrisului până la cea a raportului dintre istoria mare și istoria mică individuală, până la copilărie, la iubire, la tema războiului, la tema unui dar, așa cum ați auzit de la Dan Cenicăinescu sau de la Ana Blandiana, sunt estompate aceste manifestări ale sentimentelor, așa de frumos estompate, încât trebuie să apleci urechea cu foarte mare atenție la muzica din fundal. Pentru că sunt două mari dimensiuni ale acestor romane ale Andrei Nanu. Dimensiunea literară, cea a textului, și teoretizarea cu care unul dintre personaje vine în paginile romanelor, e importantă, și muzica. E foarte important cum anume se îmbină aceste două dimensiuni. Textul, cuvântul și limbajul acesta universal al muzicii. Pentru mine, să știți că lectura primelor pagini ale primului volum m-au convins. Alții au parcurs mai multe pagini, poate 100, până când s-au lăsat convinși că Andreea Nanu este un mare romancier. Este un romancier de vârstă lungă, un romancier al cărui destin, într-adevăr, se așează puțin câte puțin în spațiul românesc și universal și cu răbdarea autorului, cu răbdarea ei, Andrei Nanu. Ce trebuie să spun și trebuie să apăs este că fiecare carte a ei confirmă ceea ce Vlada spunea. O boală învinge orice carte. Și până acum, fiecare dintre volumele ei, cele trei din tetralogie, învinge o boală. Nu numesc acum acea boală, dar sigur că dumneavoastră putem să o deduceți. Încrederea cu care am povestit-o și eu, ca un jurnalist cultural ce sunt, deci cu modestia jucată aici și una, dacă vreți, firească. Încrederea cu care am investit-o s-a concretizat într-un cuvânt pe care mi l-a cerut Andreea Nanu pentru povestea a patra la primul volum. S-a transformat până la urmă într-o mică postfață, în care, sigur că, i-am spus părerea. Pentru mine, după lectura paginilor Andrei Nanu, dacă rămân în minte cu personajele
extrem de bine identificate, chiar substratul acestei științe despre care vorbea Ana Brandiana, înseamnă că literatura aceea rezistă. Rezistă prin narațiuni, prin structurile narrative pe care știe cu atâta mare talent să le urmească și prin aceste personaje formile remarcabile. Și din atâtea domenii, din atâtea spații culturale, nu știu de unde le scoate această tânără și frumoasă doamnă. Aveți dreptate, nu toate sensurile se revelă de la o primă lectură. Eu vă îndemn să citiți și să recitiți romanele Andreina. Și o să vedeți că de fiecare dată, perspectiva din care puteți să le recitați este alta. Sunt foarte multe unghiurile din care orice critic literar ce va avea răbdarea să parcurgă romanele ei, o să vedeți că perspectivele, unghiurile sunt foarte multe. Și când se vor aduna toate aceste receptări critice, pentru că le așteptăm de bună seamă, când se vor aduna într-un buchet, atunci, într-adevăr, vom asista la revelația pe care această romancieră a produs-o. Și la premiul pe care și eu îl propun, nu prea cum cine mă ascultă, poate mă ia și pe unde în seamă. Vorbesc despre marii critici literari. Și, într-adevăr, așteptăm al patrulea volum al Andrei Namu pentru ca drumul ei în literatura română contemporană și nu numai literatura română, în literatura europeană și patru universală, să se contureze așa cum trebuie. Mi-amintesc versurile unui poet spaniol, îl recunoașteți poate și dumneavoastră, caminante no hay camino, se arde el camino la dar. Deci, drumețule, nu există drumul. Drumul se face mergând. Așa încât, Andreea Namu își face acest drum mergând și mergând cu răbdarea receptării a ceea ce scrie ea. Închei, pentru că sunt foarte multe, foarte, foarte multe de spus și nu fac acum exerceza, aveți dreptate, domnule Dan Cevincăinescu, închei spunându-vă că eu văd un mare regizor care să se apropie de literatura Andrei Namu și nu altul decât Radu Mihăleanu. Poate vă gândiți și dumneavoastră la lucrul acesta, pentru că romanele ei se pretează unei priviri cinematografice. Deci, un Radu Mihăleanu ar putea să creeze un mare film din aceste romane. Cu migală de bună seamă și alegând într-adevăr esențele, cu un scenariu poate alcătuit tot de autoare sau poate împreună Radu Mihăleanu, și peste ani să vedem proiectat pe marile ecrane un film în poate în episoade, poate mai multe filme, nu știu, semnate de Radu Mihăleanu. Îmi spunea cineva zilele trecute, dragă doamnă Stanciu, ce frumos ar fi ca al doilea volum al Andreei Namu, care se cheamă numele ei era Uitare, să se concretizeze într-un film pe care poate regizorul să-l numească Muta. Foarte frumos, foarte frumos. Nu știm ce se va întâmpla de acum încolo. Eu însă am mare încredere că lângă noi, în mijlocul nostru, se află un mare talent, o mare romancie. Vă mulțumesc foarte mult! Mai ales că vin de la oameni de profesie. Am o profesioară, mă spun o profesioară, ce înseamnă să-ți dai seama și să apreciezi cuvântul profesionist. Am să vă dau o impostată. Eram la un restaurant de la Alexandria noastră, bineînțeles, și acolo era un domn, un cântăreț, la vreo 50 de ani, micuț, grăsuț, e dreptul net, dar cântă extraordinar și tot timpul
două ore jumate, trei ore, nu avea asâmpă. Zice, stimate domn, dar unde ai energia asta? Cum poți să faci asta? Sunt profesionist. Mulțumesc. Un alt exemplu ce înseamnă, profesionistul nu e numai omul de mare valoare intelectuală, omul nu știu ce. Altă seară, după manifestare îngrozitor de lungă, să nu știu pe prietenii mei, de la Uluna Elena, la Ploiești, ne ducem la 11 noaptea la un restaurant de la Snagov, un puhoi de lume, mulți, masă, fomentați. Și printre noi se strecura, nu știu cum, un grup de ele. Așa merge. Domnule, dar cum e? Sunt profesionist. Deci, vă rog să mă credeți. Sunt aprecierile mele pentru oamenii care știu meseria lor. Orice treabă nu se face fără a fi profesionist. Așa că vă mulțumesc, doamna Stanciu, de profesionismul dumneavoastră și, din nou, de altruismul care l-a arătat pentru a-i da undă și mai verde minunată e noastră autoare Andreea Nam. Am să-l rog acum, alternanța spuneam copac, pe distinsul nostru, cum să spun, om de carte, Daniel Cristea Enache, care trebuie să spun, printre alte mente, este un om care, dacă fac o șocoteală, bine, are 40 ceva de ani. Și este un critic literar de primă mână și un om de mare atitudine. Este vorba de domnul Daniel Cristea Enache, undeva scrie că este fiul adoptiv al criticului Valeriu Cristea, cine mai știe ceva de literatura asta voastră, era un mare critic Valeriu Cristea, dar dumnealui, nu știu dacă de la Valeriu Cristea, are niște prezențe în lumea literară românească în ultimii ani, cred eu, totuși cu totul meritorii și chiar de mare valoare. Este, printre altele, și profesor la Universitatea Facultate de Limbă și Literatură Română, e un eseist și scriitor, acum are o rubrică aproape permanentă, cred, la Adevărul de Weekend. Vă recomand, când aveți timp, frunzăriți, sunt câteva pagini foarte interesante acolo. Iar domnul Cristian Enache, aseară, la 11 noaptea sau seara, cum vreți, cu prietenul meu Silviu Wexler, i-am compus un mic text de admirație pentru atitudinea lui. Ia atitudine împotriva unui tânăr, să zic eu, literat, care își îmbracă haina de călugăr și face niște afirmații inacceptabile, incredibile, neadevărate. De pildă că intelectualii români între cele două războaie reprezintă legionarii. Legionarii au fost cei mai mari intelectuali români. Gândiți-vă, acești intelectuali români, nu ei, dar prin alții, au omorât pe Iorga, pe Duca și așa mai departe. Dar nu asta vreau să spun. Domnul Enache, cu competență, cu luciditate, e mereu prezent cu, și trebuie să recomand, să remarc, minunata carte care a scris-o într-un dialog cu profesorul Paul Cornel. A fost excepțională, o carte care merită să o luați și să o citiți așa și pe îndelete, unde sunt multe, multe lucruri extrem de interesante scoase în evidență de acest dialog. Domnul Enache, îi mulțumesc că a venit și la acest eveniment al nostru și îl rog să-și desfășoare pledoaria pro Andreea Nam. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult moderatorului acestei manifestări. Mă simt și sunt ca la un coloquiu. Dar la colocurile noastre moderatorii nu sunt atât de buni și sunt și secvențe de plictiseală pe care noi le mascăm. Aici nu poți să-ți tragi sufletul pentru că intervențiile au fost atât de bune, atât de substanțiale și atât de problematizante, încât
vom pleca mai câștigați după această minunată întâlnire și vom simți, cred, fiecare dintre noi că întâlnirea noastră de aici a fost una cu miez și cu excelență stilistică. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că sunteți, cum spunea și domnul Dan Cernelescu, un public extraordinar, un public receptiv, avizat și care înobilează această întâlnire. Aș porni de la Snagov, unde a fost domnul dr. Weiner cu cei din Uniunea Elenă și unde, pe când aveam 9-10 ani, într-o casă a bunicilor mei, aflată vis-a-vis de biserica din Snagov, am asistat copil, elev în clasa a treia sau a patra la una dintre întâlnirile care se petreceau atunci între niște oameni precum Ana Blandiana, Romulus Rusan, Valeriu Cristea, Lucian Raicu, Sonia Larian, regretata Sonia Larian, care s-a sfârșit de curând, Dumnezeu să ierte, Gabriel Dimiseanu, Georgeta Dimiseanu și alte asemenea nume, care arată nu numai ce norocos am fost eu să fiu prezent la acea întâlnire ca viitor fiu adoptiv al lui Valeriu Cristea, dar și ce literatură și ce critică și istorie literară se făceau în acei ani mizerabili, în anii 80. Eu știu că eram atât de emoționat, pentru că doamna Ana Blandiana avea un text, era prezentă cu un text în manualul nostru de clasa a treia sau a patra. Și eu, care eram un copil foarte obraznic, eram paralizat de admirație. Faima mea de copil obraznic s-a risipit în acea zi. Nu puteam să îngaim niciun cuvânt, pentru că era autoarea pe care noi o învățasem la școală, cu un text, mi-amintesc și azi, un text foarte frumos, despre România, a cărei hartă are forma unui buchet de flori. Deci România ca un buchet de flori. Și mă gândeam acum, pentru că s-a vorbit înainte de mizele destul de mici ale literaturii de azi, ale literaturii care se scrie azi, și dacă ne gândim la ce literatură și ce critică se făcea în anii comunismului, în anii totalitarismului, în anii cenzurii, în anii lui Ceaușescu, și ce literatură se face în anii aceștia, fără a generaliza, ne dăm seama că există o, din păcate, există o denivelare. E curios, e ciudat, e straniu pentru mine, dar trebuie să admit, trebuie să spun, dacă sunt critic literar, trebuie să spun că în aceea se făcea o literatură mai importantă, o literatură majoră, în timp ce astăzi, de multe ori, nu reținem nimic dintr-o carte pe care tocmai am citit-o și nu ne mai spune nimic un capitol dintr-un roman proaspăt apărut. Ca o paranteză, cel mai mare critic de poezie al nostru, Lucian Raicu, cel mai mare critic de poezie din epoca postbelică, este evreu. Asta apropo de cei la care făcea referire domnul deputat Aurel Weiner, cei care văd merite intelectuale și morale în falanga sau în partida unor cucigași, a unor criminali, cum au fost legionarii, și a tuturor celor care i-au susținut, pentru că la fel de vinovați ca ei sunt cei care i-au susținut și le-au girat acțiunile criminale. Referitor la acțiunea mea civică, își amintește domnul deputat, am spus la o întâlnire de la Facultatea de Litere, am mărturisit public cu un sentiment de mândrie justificată, când eu nu am votat la ultimele alegeri un partid politic sau reprezentanți unui partid politic al majorității, pentru că nu am avut pe cine să votez. Eu am votat cu minoritățile. Și coincidența face că era acolo când căutam o siglă pe care să pun ștampila, erau chiar
sectorul nostru, la școala unde am votat, minoritățile erau foarte bine reprezentate. Și cred că, într-un fel, nu numai politic, dar și simbolic, moralmente, trebuie să fim alături de minorități, fie ele etnice, fie ele religioase, fie ele sexuale, pentru a împiedica o tiranie a majorității care să aibă ca efect excluderea minoritarilor din spațiul public. Trebuie să fim alături de minorități și trebuie să ne simțim partea lor și nu a unei majorități care devine abuzivă și exclusivă. Altfel spus, deși și aplicând pe mine, deși sunt ortodox, sunt cu evrei, deși sunt heterosexual, sunt cu homosexuali, deși sunt român, sunt cu maghiarii, cu romii și cu alți minoritari. Și mi se pare minunat exemplul acelui rege nordic, care când germanii i-au obligat pe evrei din țara lui să poarte steaua în piept, și-a pus și el, în semn de solidaritate, steaua, pentru a fi parte a celor, parte a celor care puteau fi victime și nu parte a celor care puteau și au fost călăi. Încheind această contribuție, să spun, civico-politico-morală, etică, și revenind la această denivelare axiologică între literatura creată în timpul comunismului și literatura creată în libertate, când tocmai faptul că nu mai există cenzură, nu mai există un control și o ingerință a unei ideologii unice, nu mai există un dictator nebun care să dărâme bisericile, să dărâme satele și să creeze, să radă cartiere întregi din centrul Bucureștiului și să creeze monstru numit Casa Poporului. Deci, în anii lui, în anii lui Ceaușescu, se crea o asemenea literatură și exista o asemenea critică. Și întrebarea mea este, în anii aceștia libertăți, în 2015, în 2016, noi cu ce contribuim la eliminarea acestei denivelări? Noi în ce fel ne raportăm la literatura care s-a creat? Și în ce fel venim cu propria noastră contribuție literară și critică prin care să ne comparăm și noi cu ceea ce au făcut străluciții reprezentanții generațiilor precedente? Adică și astăzi tot cu Ana Bladiana, tot cu Gabriel Dimiseanu, tot cu Augustin Buzura, tot cu Nicolae Breban, tot cu Ileana Mălăcioiu, tot cu Nicolae Manolescu, dar întrebarea e, unde este noua Ana Blandiana? Sau unde este nou Nicolae Breban? Sau unde este nou Lucian Raicu? În rândul generațiilor tinere sau încă tinere de autori. Și am sentimentul destul de puternic că Andreea Nanu însăși a fost și este conștientă de această provocare care se adresează generației noastre, în măsura în care suntem mai mult decât o individualitate creatoare sau critică, mai mult decât o conștiință critică, simțim că aparținem și unei generații, și unui timp istoric, și unui context social și politic. Și după cum spunea și domnul Dace Mihailescu, după cum arăta și doamna Teodora Stanciu, această autoare, Andreea Nanu, este o autoare care, înainte de a se manifesta literar, înainte de a scrie aceste cărțoaie, a asimilat foarte mult, a citit foarte mult, a avut un parcurs de formare culturală și intelectuală. Și ea este complet atipică pentru ceea ce se întâmplă în generația ei, unde autorii, pe care eu îi numesc autorii unui sezon, vin cu cărți subțiri la propriu și la figurat,
în care nu se pot referi la nicio carte, la niciun fenomen cultural, pentru că ei nu au citit, nu se pot referi nici măcar la proprii experiențe existențiale, pentru că ei, de fapt, nu au trăit. Ei nici nu au citit, nici nu au trăit, nu au despre ce să scrie, de fapt. Nu au o substanță, nu au un fond, nu au o tematică, nu au o problematică. Și de aceea cărțile lor, pe care le-am numit consumabile, și care apar la edituri vizibile, care se bucură de reclamă, de difuzare, într-o paranteză să laudă și să apreciez la adevărata valoare contribuția editorială remarcabilă a editurii Icon, care a scos aceste, cărți și va mai scoate, o editură de substanță și de style cultural. Deci care este diferența dintre autorii de produse consumabile, autorii de un sezon și o autoare ca Andreea Nandu? Diferența este că primii au sau au avut succes, în timp ce Andreea Nandu a avut, are și va avea valoare. Și în, pe termen scurt, mediu și lung, valoarea determină succesul și nu invers. Adică poți să ai succes la un moment dat, dar asta nu-ți garantează că ai valoare și nu-ți garantează că îl vei mai avea după un sezon. În schimb, dacă ai valoare și dacă ai niște cărți puternice, succesul va veni. Și am spune că astăzi, aici, nu numai, avem nu numai valoarea Andrei Nandu, vedem succesul așa cum aproape se materializează, se coagulează, se spiralează și de aici va pleca în toate părțile. Apropo, pentru că suntem înregistrați, suntem în direct și pentru că domnul Dan Cimilescu pleda pentru premierea tetralogiei Andrei Nandu, să vă spun ceva ce poate nu știți, că domnul Dan Cimilescu a fost de curând votat să fie în jurul Uniunii Scriitorilor. Deci e foarte bine că suntem înregistrați, pentru că o să-i punem banda când va veni momentul jurizării. Mă apropii de final, făcând referire la o vorbă foarte înțeleaptă a lui Liviu Ciocârlie, un alt mare critic și scriitor, firește tot din generația 60, pentru că acolo pare să fi fost o coagulare extraordinară a valorilor noastre literare și critice, spunea Liviu Ciocârlie, m-am mai referit la spusa lui, că are sentimentul că prea mulți autori de astăzi au ca maximă ambiție să-i copieze pe autorii de succes de la Paris. Marea miză a autorului român de astăzi este să fie o copie la a doua, la a treia, la a patra mână a unui autor care are succes la Paris. Și asta determină o involuție în scrisul creator, o artificializare, o inserare a unor subiecte, a unor teme care n-au nicio relevanță pentru universul particular al scriitorului respectiv, pentru viziunea lui, pentru experiența lui de viață și de cultură. Și prin acest mimetism, prin această maimuță reală, cum spunea Titu Manuescu, prin aceste forme, fără fond, fără un fond propriu și fără un fond societal, fără un fond specific, noi, de fapt, ne condamnăm la a fi în continuare suma unor copii de a treia sau a patra mână a ceea ce se creează la Paris. Niciodată nu putem ieși din acest cerc dacă noi înșine ne creăm acest cerc și ni-l betonăm. La Andreea Nandu se vede tocmai această ambiție, aș spune o ambiție brebaniană, o ambiție copleșitoare, care se manifestă într-un proiect epic de amploare, nu numai țesut la gherghev foarte fin pe fiecare pagină, dar și cu o respirație amplă pe care o întâlnim cu greu la autorii din generația tânără și care o transformă, după părerea mea,
pentru o excepție de la regulă. Calitatea numărul 1 a Andrei Nanu este aceea pe care o au toate individualitățile creatoare care se manifestă ca atare și care refuză înserierea, care refuză utilizarea de clișee, de formule și de rețete de succes. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în momentul în care îți propui numai să ai succes minimalist și în care să vii cu un text, să vii cu un volum care să epateze, să facă scandal, să vină cu un rețetar de exhibiționism, intri într-un cerc vicios. În acest cerc vicios se află, din păcate, pentru ei, mulți dintre autorii de azi, care nu mai știu cu ce, nu mai știu cu ce să ne șocheze, nu mai știu ce să mai dezvăluie, nu mai știu cu ce să ne mai scârbească, cu ce să ne mai oripileze. Este o cursă, este o cursă pentru noi pracuri, noi teritorii ale inavoabilului, ale indecenței, ale, până la urmă, lipsei de consistență, de miez și de format stilistic. Prin urmare, aș încheia spunând că Andreea Nanu nu este reprezentativă pentru literatura care are succes astăzi, dar Andreea Nanu este reprezentativă pentru literatura valoroasă de astăzi și din toate timpurile. Și pariul meu este că ea e reprezentativă pentru literatura care va avea succes mâine. Vă mulțumesc! Sau a început. Vreau să vă spun din toată intervenția mea și atât de frumoasă, dar noi luam un partipriu față de noastră, asta e altă poveste, mi s-au părut considerațiile de sinteză relația succes-valoare. Cred că au fost niște cuvinte pline de miez și eu mă înclin să cred că aveți mare dreptate. Voi ați fost să ai succes imediat, să zicem că un război în plin scric, dar valoarea este victoria finală. Ori Andreea Nanu se înscrie, și am auzit aici, pe toate coordonatele unui mare talent literar care e dublat de un devotament excesiv pentru muncă, pentru cunoaștere, pentru cercetare, și cu evidente calități native, inclusiv înclinații spre muzică și politică. Iată că se poate face și muzică, și literatură, și politică. Probabil că politicienii încă n-au descoperit-o după elementele de CV, după doctoratele în politologie. Repet, mi se pare esențial ceea ce ați spus cu succesul și valoarea, și dorim în mod categoric să-și păstreze valoarea pentru pregătirea viitoarelor succese, nu unul singur. Vă mulțumesc și am mai știut să spun în engleză, eu am un lapsus, nu vreau să greșesc, last but not least, least but not last, nu știu cum, avem un vorbitor. Și acesta este domnul Cristian Crăciun. Domnul Cristian Crăciun, pe care l-am cunoscut la ultima ediție a Gaudeamus, da? Și a fost o mare surpriză pentru mine. Și eu, și dumnealui ne-am aflat la prezentarea, nu știu de ce eram acolo, cu literatura de Leane. Era universitatea, este o editură la Universității Pavel Voia. Poftiți? Școala de asta. Și îl întâlnesc pe acest domn. Sigur că nu știam. Și când am început să-l ascult, cât de temeinic vorbea, cât de competent era, am rămas lui. Iată, nu știm nimic ce e în provincie, ăsta e mare adevăr, nu știm. Am mai fost acolo, am întâlnit un domn care a spus, nu mi-amintesc acum, tot a fost o revelație pentru mine.
Iar domnul Crăciun, deși e ultimul nostru vorbitor, cred că o să-l situați foarte bine între acești mari vorbitori dinainte. Așa că, domnule Crăciun, licențiat, profesor de catedră la Moreni și în alte locuri, un om, cum să spun, de la baza societății culturale, acolo unde înveți oamenii să aibă sau nu dragoste de literatură. Mai fac o paranteză, chiar dacă vă iau din timp. A fost evocat aici cu Mihai Sebastian. Mihai Sebastian a avut momente grele în viața lui, anii Holocaustului, când de la, de la Barou vine și de la scritură, de la publicațiile timpului, intelectual foarte apreciat, devine profesor de liceu și devine profesor de limba română la liceul evresc. A existat un liceu evresc în toți anii, dar în anii războiului s-a amplificat cultură. Și acest cultura lui cultura vechi. Și domnul Sebastian avea atunci 30 ceva de ani, devine profesor la Mihai Sebastian de limba română. Eu am avut un frate care a fost elev, dar toți elevii care l-au cunoscut au rămas amorezați de el ca profesor, cunoștințe, învățătură. Oameni care s-au aprobat de literatură numai datorită profesorului. De aceea eu cred că un profesor de liceu are o valoare excepțională. Iar domnul Crăciun, printre altele, a fost un student profesor de liceu, și mai este de 40 de ani. Și are o dedicare pentru a spune altora ceea ce a învățat dumnealui, încât e minunat. De aceea spun ultimul, poate nu cel din urmă, nu cel din urmă, ultimul cum rățeliu cu minte. Mulțumesc, domnule Crăciun, că ați venit și că părebă. Eu nu știam că printre faptele care mi s-au dat este domnul Crăciun, pe care l-am cunoscut la lansarea. Acolo am mai câștigat un mare prieten, fiul marelui profesor de literatură, Papu, Edgar Papu. Să știți că și eu sunt o nepotenită surpriză pentru mine, da. Dar îmi este pentru alții. Aveți cuvânt. A fost o surpriză, eu fiind un outsider prin excelență și o stăpare a ființei mele cu Alcefoitul, că am ajuns să fac prefața acestei cărți. I-am găsit și o explicație, din nivele auzitul pe dat, observați că eu cultiv stilul minimalist, deci sunt la opusul acestei cărți. Și acum trecând la lucrurile serioase, o să încep să vă spun câteva cuvinte despre acest ultim volum, despre Istula Melk și în special despre partea cu Ierusalimul. Cineva mi-a spus odată că celebra zicere din Ecleziast, pe care o știe toată lumea, s-ar putea traduce și fragilitatea fragilităților, totul este fragilitate. Și mă gândeam cât de bine se potrivește lucrul acesta și la carte și la întâmplarea noastră de azi, pentru ca fragilitatea să dureze, trebuie un formidabil curaj. Și avem aici pe doamna Blandiana, care cred că știe multe despre ce înseamnă curajul fragilității și despre gustul de cenușă pe care ți-l lasă deșertăciunea fragilității câteodată. O avem din altă generație pe doamna Nagu, care scrie iată această tetralogie exact despre fragilitatea a toate cele ce sunt, dacă vreți. Și atunci toate cele ce vor fi. Acel flut de care vorbea Dora, aici este, în această atmosferă în care totul plutește în mintea creatorului. Suntem simultan în exteriorul istoriei, al poveștii, dar și în mintea creatorului. Pe de altă parte, este un roman despre curajul memoriei. Totul este aici aducerea minte, totul este memorie. Și trebuie să știți că nu toți oamenii au
ciuda aparenței, nu toți oamenii au trecut. Unul dintre personaje chiar spune la un moment dat, trecutul e o vocație rezervată numai anumitor oameni. De ce? Pentru că și amintirea asta cere un extraordinar, un teribil curaj, o teribilă vocație, un teribil talent. Și minuțiozitatea cu care autoarea reconstituie trecutul de la un miros de floare până la o poză privită, până la o atmosfera unui răsărit de soare sau păsărilor cântând într-o grădină, ține de această vocație a amintirii. Volumul acesta are ca subtitlu trupul. Și aici este o subtilă, iarăși, provocare la adresa literaturii de astăzi, care, cum știți, este dedicată abuziv, a spune, dacă nu exclusiv, dar nu trupului, ci corpului. Pentru că trupul aici are propria lui memorie, care are mai puțin a face cu memoria în sensul psihologic. Există o memorie a simțurilor extraordinară și a simțurilor simbolistic îmbinate, vederea cu, cu mirosul și așa mai departe. La un moment dat, chiar să spune, să adulmecăm cuvintele. Extraordinară, extraordinară imagine aici. Și apropo de memorie, prima imagine când cuplul intră în Ierusalim după ce aterizează dimineața cu avionul, este acea teribilă vale cu morminte de unde se așteaptă învierea. Și este teribil, romanul are și o dimensiune din asta de parabolă în multe secvențe ale sale. Este această imagine a unui trecut care numai el deschide spre așteptare. Pentru că este și o perpetuă căutare, o perpetuă așteptare și muzica și operele, arta în general și pictura, pentru că sunt convocate artele aici și vorbirea personajelor chiar, poate sunt în așteptarea unui, nu știu să zic, a unui altfel de univers sau unei altfel de societăți, dacă vreți, la urma urmei. E un fel de, dacă pot inventa un cuvânt acum, un fel de caloterapie. Adică o terapie prin frumos. Pentru că, iarăși, spune unul dintre personaje aici, pentru mine lumea trebuie să fie întâi frumoasă. Ca să faci în anul 2015 o asemenea afirmație într-o carte, păi trebuie să fii un autor de mare forță. Trebuie să fii un autor de mare forță să ai acest tupeu, în sensul frumos, într-adevăr, al cuvântului. Și cum este lumea frumoasă, cine citește cartea în multe maniere despre care vine vorbit doamna Vladiana și Dan, e mai mult decât pian aici, e orchestră, cum spune, adică sunt atât de multe, de la piculină până la cele mai grave registre, sunt toate formele literare posibile convocate aici. Trupul pe care îl convoacă, pentru că aici este și o poetică a elementelor, este aerul, este apa. Trupul aici nu este fiziologie, e trupul metafizic, e trupul imortal, dacă pot să spun, am permisiunea să spun asta. Scriitorul din roman, personajul, are discuțiile lui extrem de interesante și care ar merita ele însă o discuție separată cu studenții, care sunt didactic vorbind un fel de artă poetică, de pledoarie prodovo, pentru că ei îl întreabă, zice, dar nu e nimic trupesc, să aveți acolo privind, dar nu e corporal nimic acolo. Și el spune că trupul dă sens. Trupul este cel care aduce sensul, privirea. Privirea e cea care ordonează lumea. Și asta iarăși e un lucru nou pe care nou în contextul pe care l-au spus și dinaintea mea, literatura noastră de azi,
care este o literatură centrifugă. Adică o literatură sărbătorire va cu o zi, două, da, nu? O literatură care se nutrește puternic din absurd, din absurdul existențial, dintr-o lume care se pulverizează. Aici avem o lume care se centrează, care este centripetă, care vine spre autor, care vine spre subiect și care vine spre cititor, spre personaje, în primul rând. Personajele umblă, parcă plutesc prin lume, parcă sunt în hipnoză. Iarăși, în ciuda, s-ar puțin de la una la alta, pentru că vreau să vă spun foarte multe, în ciuda dimensiunii istorice, e fragmentul romanului celălalt, e partea aceea cu comunismul, nu e nimic distrofic acolo, deși este foarte reală toată și foarte mai departe istoric de intervenit, deși privește sau pățișează lucrurile cele mai atroce ale istoriei, are o capacitate de a nu scoate în evidență urâtul, ci de a încerca să ne înțeleagă semnificația. Și asta deja este un efort pe care nu mai fac, am impresia, mulți scriitori astăzi. Sau nici măcar nu își mai pun nici măcar această întrebare cerebră eminenciană. Au esență în lume? Care e sensul tuturor acestor întâmplări prin care trecem? Andreea Radu și prin personajele ei are curajul de a ridica aceste întrebări care sunt vechi și pentru că sunt vechi sunt eterne. Sunt multe lucruri pe care mi le-am notat eu aici, apropo și de poveste, la un moment dat, aici este și o căutare a morții. Sunt trei personaje care pleacă în deșert. Și acolo iar e o parabolă. Este un evreu, un creștin și un arab, care pleacă împreună să regăsească izvorul de apă în deșert. Este limpede, eu cer de-a dreptul biblic acolo, spune, și unul dintre personaje, căutându-l pe băiatul care dispăruse, îi se cere cu o turnură a frazei foarte interesată, povestește-mi-l pe Zohar. Foarte frumos spus, în sensul că aici povestea este ceea ce dă viață, ceea ce păstrează în viață, ceea ce dă viață eternă. Povestește-mi-l pe Zohar înseamnă a ține viu pe Zohar. Și autoarea, povestindu-ne cale de patru volume, să vorbim deja anticipativ și de-al patrulea, povestindu-ne cale de patru volume, volume care a fost, o păstrează în viață. Și cred că pentru treaba asta trebuie să-i fim extraordinar de recunoscători, pentru că dând la o parte fumul aparent al prezentului, încearcă să meargă spre esențe, spre sinteză, spre un fel de a privi lumea care nu mai este al nostru, dar care cine știe, poate va redeveni al nostru și astfel de cărți au meritul de măcar de a ne readuce aminte. O să permite să adulbe puțin cuvintele după vorba autoarei, care spune la un moment dat, admirația ca și nostalgia sunt respinse de sensibilitatea omului contemporan, apropo de ce spuneai, tocmai pentru că tădrează lipsa totală de pragmatism, sugerează o stare de incertitudine, o perspectivă vagă. Este acest vag care, de fapt, este lucrul cel mai rezistent de pe lume. Și doamna Nanu a făcut o operă absolut rezistentă. Și cred că pentru asta trebuie să-i fim recunoscători. Vă mulțumesc! Dați-i drumul înainte, așa se face, dar nu părăsiți locul de bază, elevul care devine viitorul. Vă mulțumesc foarte mult și aș vrea să vă anunț, pentru că ați spus ceva de data. În curând vă
dedicate dadaismului sau mișcării Dada, împreună cu Galeria Marc și cu asociații, va fi o mare expoziție de pictură Dada. Se organizează pentru luna aprilie sau mai multe, iar mai târziu, în iunie, este Muzeul de Artă Contemporană, care dedică iarăși mare eveniment mișcării Dada. După cum știți, și noi evrei am avut ceva cu Dada. Erau doi din Stanța Raia, era un evreu din Moinești, a ajuns la Paris și așa mai departe. Fiți siguri că vor fi niște evenimente foarte frumoase și în relația Comitetului Evreiești se înscrie. Mai am un eveniment să vă anunț. Duminica viitoare, dacă vreți să asistați la ceva frumos, plin de conținut idealic, veniți din nou la noi la ora 11, avem un matineu dedicat scriitorului moldovean, ieșan, foarte cunoscut, Mircea Radu Iacoban. El va veni aici, prezintă niște lucrări, e un om minunat, l-am cunoscut de mult, din auzite, l-am cunoscut în direct și dedicăm duminica viitoare evenimentul Mircea Radu Iacoban. Și nu uitați că vom avea sărbătoarea de Purim, unde colegul meu și prietenul Silvian Holm se agită tare că nu e altă preocupare, Purim. Prezintă un mare spectacol și o să vă rog să vă considerați invitații noștri și să participați. Dar acum, cred că am auzit atât de multe lucruri despre valoarea care o reprezintă Andreea Namu și opera sa, tetralogia aceasta, încât e cazul să-i dăm să susțină propriul număr. Acum citește un fragment Andreea Namu. Vă rog! Vă mulțumesc în primul rând că am fost astăzi aici pentru mine, ziua aceasta și dumneavoastră. Suntem un mare dar. Și atunci când primim asemenea daruri, se cuvine înainte de toate să mulțumim. Domnul Aurel Weiner a făcut o introducere atât de elocventă pentru fiecare dintre cei pe care i-ați auzit vorbind. Mie nu rămâne decât să spun, într-un foarte scurt cuvânt, ceea ce mă leagă în mod personal de fiecare. Și firește că voi începe cu domnul Weiner, care nu doar că este de fiecare dată o gazdă atât de generoasă pentru noi toți, dar a avut generozitatea să mă ajute să creadă în mine ca om și scriitor încă înainte de debutul meu, invitându-mă să scriu despre această este, sub al cărui nume stă și întâlnirea noastră de astăzi. Îi mulțumesc și doamnei Maia Morgenstern, care ne-a dăruit vocea dumneavoastră splendidă. De fiecare dată când o aud, e ca și cum aș auzi vocea distantă, dar totuși prezentă a Ierusalimului, patria pământească și patria cerească și aproape că îmi pot imagina vocea Esterei, chiar dacă nu am auzit-o niciodată în realitate. Îi mulțumesc doamnei Teodora Stanciu, de care mă leagă o prietenie extraordinară. Dumneai este prima la care ajung întotdeauna manuscrisele mele și, într-adevăr, Dumneai a garantat pentru mine și m-a introdus în această familie literară, care e, înainte de toate, o familie pentru mine. Toți acești oameni minunați sunt premiul meu, care nu se va lua de la mine, ca să spun așa în termeni biblici. Îi mulțumesc domnului Dance Mihăilescu, care la fel a fost alături de mine încă de la debut. Și datorez această întrebare pe care mi-a pus-o în momentul în care am lansat Ziua cea mai albă, ce vei face cu toate aceste personaje timp de 4 romane, de ce o tetralogie? Și am încercat să răspund din 2014 și sper că voi încheia rotund răspunsul meu publicat în primul volum, Timpul Splendorii, la Bookfest în acest an. Mulțumesc lui Daniel Cristea Enache, care la fel, după ce am publicat Ziua cea mai albă, a spus foarte scurt și cuprinzător
Dacă nu vei scrie o a doua carte la fel de bună ca prima, vei avea de-a face cu mine. Vă dați seama că un astfel de avertisment, un demn avertisment, nu îl dă decât un om căruia îi pasă într-adevăr de destinul tău literar și mulțumesc și pentru că acum colaborăm la revista Literatura de Azi. Redactorul șef, Odilia Roșianu, este aici cu noi și mulțumesc foarte mult că a venit. Îi mulțumesc domnului Cristian Crăciun, care de fiecare dată, prin prefețele cu care mă acompaniază ca în muzică, de fapt, romanele, le pun într-o ramă foarte frumoasă și foarte expresivă, ca un pictor, întâmplându-mă să fac de fiecare dată un pas în urmă și să reconsider toată această arhitectură. Și voi încheia cu doamna Ana Vlahiana, mulțumindu-i pentru această pledoarie pentru frumusețe pe care am făcut-o împreună și sub semnul acestei frumuseți stă și prietenia noastră. Mi-amintesc că mi-a scris la un moment dat într-o scrisoare că frumusețea va fi întotdeauna și va rămâne un argument pentru perenitate și asta mi-a dat curaj să continui să scriu în singurul fel în care pot să o fac. Această Esther, prietena din copilăria bunicii mele, m-a urmărit în toate romanele mele și fiecare din aceste cărți mă leagă într-un fel de identitatea dumneavoastră, de Ierusalim, de comunitatea dumneavoastră de aici. În insula mea i-am dat un alt nume, i-am spus Havila și am avut impresia că o văd a ele la zidul plângerii, o femeie care, așa cum multe Esther, probabil, își plângea fiul mort. Și vă voi citi câteva fragmente alese din care voi încerca să reconstitui acest chip al Havilei. Chip al Havilei care se leagă și de un vechi cântec sefar, Porchei oraș Blanca Nina. O femeie cânta, Porchei oraș Blanca Nina, într-o limbă care aducea pentru Ana a descântei. Eliab, ce înseamnă Porchei oraș Blanca Nina? E cântecul Havilei. De ce plângi? Îl știu de când am căsătorit. Îl gânam pe când îl purta pe fiul nostru, Zohar. Aveți un fiu, n-am știut. Zohar a murit, chiar azi se împlinesc 7 ani. Iată, am și ajuns. Ana ridică ochii. Poarta frumoasă strălucea în soare, închisă în piatră, de parcă ar fi dormit. Havila rămăsese în ușa casei, petrecându-i cu privirea. Ziua se anunța frumoasă și avea o mulțime de lucruri de făcut. Da, o mulțime, își repetă cu voce joasă, ca pentru a-și păcăli singurătatea. Își trecu degetele prin părul roșu, iar și iar, neîndurându-se să plece de pe terasă, asta până când simți împoțăturile fine în buricele degetelor. Spăla se rupte cu o zi înainte, fără să se apere cu mănuși. Își puse cuțin alipie și continuă să privească în zare de pe terasă, cel mai înalt loc al casei, de unde putea vedea până departe, spre Betleem. Doar câțiva kilometri o despărțeau de cetatea, de unde pentru omenire venise viața, iar pentru ea moartea. Trupul lui Zohar fusese identificat cu păbrățarea pe care o dăduse să o poarte la mâna dreaptă. Havila închise ochii pe jumătate, ca și cum ar fi visat. Ea singură cunoștea puterea visului, numai el putea întupleca timpul, ori stinge vreo tristețe. Prin linia subțire a păzului, dacă își ținea bine echilibrul și răsuflarea, putea să treacă nestingherită dincolo de zidul cetății, paza de la frontieră nu ar fi descoperit-o. S-ar fi plimbat alene pe străduțele înguste, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, mai ales că era o zi frumoasă, cu cer senin, numai bună pentru voinărit. Ar fi întins brațele și ar fi pipăit cu degetele ei înroșite piatra veche de sute de ani, mai veche decât luna pe care o cunoștea, mai veche decât durerea care continua să-i macine sufletul. S-ar fi uitat apoi în sus și ar fi văzut rufăria întinsă la uscat pe culme, fiindcă aveau și evrei și arabii soare din belșug. Printr-un simplu salt, așa cum fac locul triși la circ, cu nu mai au la îndemână nicio scamatorie, ar fi putut să se înalțe acolo sus, să miroasă parfumul cămășii care avea să acopere trupul unei femei,
al unei vecine, al celei care poate îi văzuse fiul morind. Cămașa care avea să acopere trupul dușmancei ei, Batista care avea să șteargă sudoarea dușmanului ei. Strânse pumnii și închise ochii de tot. Firul călătoriei imaginare se rupse și Havila simțit cum se prăbușește în gol. Amințise poate din cauza soarelui, care devenea tot mai puternic și amenințător pe măsură ce înaintau în vară și nu era decât începutul. Intră în casă și se rugi în pat să se odihnească. De dormit, asta nu ar fi putut. Lumina lăsa puternic în draperii. Alesese arabescuri colorate cu 20 de ani în urmă, în ziua în care se măritase cu Ilia. Oare el își mai amintea? Soarele și începuse coborârea pe coapsa frumos arcuită a zilei trecute de amiază. Ana a țipise în șezlong la umbra oleandrilor înfloriți. Desluși poșnetul ierbii adunate la oaltă cu frunzele uscate, cu glasul tâmpuitor al Habilei care își relua cântecul fără să ostenească. Porchei e oraș Blanca Ninia. Cuvintele se amestecau cu rădăcinile amare de prisos. Ana deschise ochii, încercând să-i zărească chipul printre ramurile înflorite. Foșnetul ușor al rochiei ei, mișcările armonioase ale trupului care se aplica deasupra brastelor de pământ afânat, proaspăt udat. Mirosul ravân plutea ușor, lunecând până la buza feleșteului, în care notau câțiva pești colorați. E ciudat cum în toată grădina aceea, atât de plină de culori și specii de plante și ierburi, care de care mai exotice, mai rare, nu se auzea decât cântecul de jale al Havilei. Unde sunt păsările? Întrebă Ana, sprijinindu-se de brațul ei. Ce spui? Păsările. De când m-ai adus în grădina ta frumoasă, n-am auzit niciun glas, doar cântecul ăsta trist. Grădina ta e mută. Ar trebui să le chemăm, Havila. Să înviem păsările să coboare în grădina ta frumoasă. Și un episod despre locul unde am văzut-o pe Havila, dansând în horă la zidul plângerii, cu imaginea aceasta va rămâne ea în sufletul meu. Havila își petrecu brațele cu pomerii Anei, punându-i țesătura fină pe creștet ca o podoabă de preț. Zidul plângerii a apărut la capătul străduțelor labirintice, sub ochiul lunii care părea că râde și se veselește. Nu plânge nimeni aici, spuse Ana, privind oarecum nedumerită mulțimea, ca un copil căruia îi se spulberă un mic. Cum ar putea să plângă dacă o așteaptă pe mireasă, pe regina șabatului? Prinde-te în holă cu noi. Havila o apucă de mâna dreaptă și în același timp, mâna stângă e fuluată de o femeie tânără, necunoscută, cu același păr roșu ca al Havilei, dar cu pielea albă, strălucitoare, ca luna ce părea să absoarbă frumusețea horei, ca pe o nestemată desăvârșită pentru cerul ei posat, fără stele. Albul cămășilor lungi se amesteca cu năframele închise, negre, și Ana simți cum hora se transformă într-o claviatură, una rotundă care o absorbea sânul ei ca într-o cochilie de merg. Trupurile femeilor care dansau, albe și mătrioase, ca niște cocon legănați de vântul încărcat de iasomie și eucalipt, păreau să se crede firul unei muzici tainice interioare. Părul negru îi alunecă de sub năframă, odată cu glasul care îi se risipi cristalin printre buze afară. Cânta și dansa. Trupul ei, prea mult timp strâns în acea cochilie invizibilă, în hainele sobre pe care obișnuia să le îmbrace, se strecura, aluneca, evada în explozia de bucurie, de tinerețe, de viață. Acum era ca ele, una dintre fiicele Sionului, o mireasă. Nu era greu să te unești cu viața, se gândi. Și parcă abia atunci începea să fie conștientă că are un trup, unul care se bucură de libertate, de prospețimea unei așteptări. Se uită în dreapta, Havila cânta, Porche Ioraș Blanca Ninia. Eu nu am voce, dar prieteniile, sub semnul căreia suntem astăzi aici, sunt miraculoase și prin faptul că îți oferă o voce chiar atunci când nu ai una. Și voi cânta împreună cu Silvia Alexandru, Porche Ioraș Blanca Ninia.
la conservatorul regal de muzică din Manchester, bineînțeles Marea Britanie, și mai cu seamă că a fost admis în urma studențe exact la filologie de la mine, unui proces de selecție extrem de riguros pentru a efectua un curs de masterat din septembrie 2016 la prestigioasa instituție Manhattan School of Music din New York, Statele Unite. Vă doresc mult succes și mai departe. Să vă mulțumesc! Ce bine e că trăim în pace. Vă mulțumesc foarte mult!